O delegație a medicilor de familie din județul Neamț a depus joi 24 martie o petiție la Ministerul Sănătății, în timp ce restul medicilor s-au plimbat în jurul ministerului. Astăzi au fost depuse la Ministerul Sănătății o petiție la ora 11, prin care se cere creșterea finanțării medicinii de familie cu 12% din FUNAS și creșterea fondului de sănătate cu 6% din PIB. De asemenea, s-a cerut negocierea reală a contractului cadru și pentru a putea fi îndeplinite aceste condiții, s-a cerut ca ultim punct prorogarea termenului de aplicare a contractului cadru până când se rezolvă primele două puncte. Aceasta deoarece noi avem contract până la data de 31 martie. Cu data de 1 aprilie nu mai avem contract. La întâlnirea de sâmbătă 26 martie a reprezentanților patronatului medicilor de familie s-au stabilit principalele revendicări ale oamenilor în halate albe pentru această primăvară. Sâmbătă după amiază va fi ședința Societății Naționale de Medicină de Familie și a Federației Naționale a Patronatului Medicilor de Familie, unde se va stabili conduita de urmat la nivel de țară, astfel încât să reușim să obținem cât mai multe din revendicările noastre. Să ne accepte cât mai multe revendicări. Petiția medicilor de familie conține marșilate doar trei revendicări referitoare la creșterile salariale pentru sectorul sanitar și pentru medicina de familie. Creșterea finanțării bugetul sănătății la 6% din PIB, iar pentru medicina de familie alocarea a 12% la contractului cadru și prorogarea termenului de aplicare a noului contract 2016-2017. Pentru că nu li s-a aprobat organizarea unui marș de protest de către Primăria Capitalei, medicii de familie s-au plimbat pe trotuarul din fața Ministerului Sănătății după cunoscutul model al plimbărilor de la Antena 3. În stradă au fost la ora 11, între 9, ora 9 și ora 1. Nu a fost meeting pentru că Primăria Municipiului București nu a aprobat meeting-ul. Și a fost numai transmisie de plimbare în jurul Ministerului Sănătății pe trotuar și depunerea acelei petiții a fost depusă în același timp și la casele județene de sănătate. Din delegația nemțeană a medicilor de familie care au depus la minister petiția legată de revendicările oamenilor în halate albe care se îngrijesc de sănătatea noastră, a făcut parte și doctorul Violeta Bobocea. Dacă Ministerul Sănătății nu va lua în seamă doleanțele medicilor de familie, aceștia vor face progresiv alte proteste permise de lege.